Așadar, cum vă spuneam puțin mai devreme, cel de al treilea eveniment de astăzi la standul editurii Herald. Cum folosim simbolizarea pentru a construi relații autentice? Cărțile pe care le lansăm în cadrul acestei dezbateri, acestei întâlniri, simbolizarea și actele simbolice, o cale și un instrument de comunicare, dezvoltare și reconstrucție a sinelui de Jacques Salomé și Valeria Salomé. Fii tu însuți când vorbești, manual esențial de gramatică relațională de Jacques Salomé. Invitatele noastre de astăzi, cum am avut de altfel și ieri la primul eveniment de la standul editurii Herald, un careu de dame, vom avea și astăzi un careu de dame. Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut, președinte IFER, Institutul pentru Formare și Educare Relațională. Andreea Tincea, senior editor Herald, coordonator al colecției Arta Comunicării în Relații, colecție în care au apărut cărțile despre care vom povesti astăzi. De asemenea, consilier relațional prin metoda ESPERE. Tatiana Morari, psihoterapeut, în formare în metoda ESPERE. Adela Munteanu, consilier dezvoltare relațională prin metoda ESPERE și educator Montessori. O mărturisire, un act de mărturisire, un act simbolic. Ați simțit vreodată că vă doriți să transmiteți ceva, să comunicați o emoție, o stare, un gând, o trăire, dar cuvintele nu sunt suficiente? Metoda lui Jacques Salomé oferă soluții acolo unde cuvintele par insuficiente. Ce înseamnă mai exact noțiunile de simbolizare, vizualizare, act simbolic și de ce le putem adopta precum căi de comunicare dincolo de cuvinte? Simbolizarea oferă multă deschidere în procesul comunicării relaționale, o deschidere nu doar către profunzimile ființei noastre, ci și către misteriosul tărâm al inconștientului care ne condiționează comportamentul. Jacques Salomé, și-am mai spus-o, face, să spunem, o expresie, o literară, o metaforă și consideră viața noastră o grădină. Comportamentele sănătoase de comunicare sunt flori, copaci, fructe, de ce nu? Iar buruienile, bineînțeles, sunt comportamente toxice, nesănătoase de comunicare. Daniela Dumitrescu. Bun găsit! De ce este importantă și cum ne ajută simbolizarea în demersul terapeutic? Aș începe spunând că astăzi trăiesc un vis împlinit și sunt foarte bucuroasă că sunt în această familie deja esperiană. Jacques Salomé, am spus-o de câte ori am ocazia și o să spun și de data aceasta, este omul meu de destin, pentru că este omul pe care l-am întâlnit într-un moment în care renunțam cumva la psihologie. Întâlnirea cu el m-a făcut să rămân pe acest drum și iată că astăzi aici sunt bucuroasă să fiu coperțile volumului despre simbolizare, pentru că Herald mi-a făcut această bucurie de a fi redactor de specialitate pentru cartea Simbolizarea și actele simbolice și mai mult decât atât am reușit să-mi pun câteva gânduri la finalul volumului amintit. Revenind la întrebarea ta, Sorin, despre simbolizare și de cât de importantă este simbolizarea în actele terapeutice. Așa cum spuneai, într-adevăr, sunt psihoterapeut și nu este singura mea formare cea în psihoterapie. În metoda ESPERE sunt și cognitiv comportamentalist și în schema terapie formată. Însă ce mi-a adus mie metoda ESPERE, mi-a adus această bogăție incredibilă pe care ți-o oferă simbolul, pentru că Jacques spune că înainte de a fi verbali, suntem simbolici, pentru că copilul, înainte de a avea faza de verbalizare, are faza în care se joacă cu jucării. Ce sunt jucăriile, dacă nu niște simboluri ale unei realități pe care nu o pot cuprinde? Un camion este imens pentru mine ca și copil, dar o jucărie, care este tot un camion mai mic, îl pot modela, îl pot manipula, îl pot conține.
Și atunci, da, am înțeles că în terapie, așa cum spune Jacques Salomé, cuvintele sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Și am văzut efectul metodei SPR, am văzut ce impact poate să aibă un act simbolic și ce impact vindecător poate să aibă simbolizarea. Prin urmare, am decis să duc mai departe mesajul lui Jacques Salomé și mai mult decât atât, sunt absolut încântată că am aici, lângă mine, vlăstarii metodei și împreună sunt convinsă că o să facem lucruri foarte, foarte frumoase și sunt tare bucuroasă. Mulțumim foarte mult, Daniela Dumitrescu, pentru această, aș numi o confesiune, și bucuria mare este că nu doar astăzi, aș spune eu, noi de vreo 10 zile încoace, dacă nu mai mult, 12-13 zile, tot sărbătorim, da? Pentru că am avut motive. Institutul tău, IFER, a împlinit pe 20 mai anul acesta 2 ani de activitate. Tot pe 20 mai l-am aniversat și pe Jacques Salomé. Așadar, iată o succesiune de momente de bucurie. Andreea, ca curator, coordonator al colecției Arta Comunicării în Relații, și aș mai adăuga poate și calitatea ta de consilier relațional în metoda ESPERE. Cred că este un lucru extraordinar faptul că ai rezonat cu această colecție, cu aceste titluri. Sunt convins că le-ai așteptat și tu la fel de mult cum le-ai așteptat și Daniela. Și ai pus foarte mult suflet. Nu că nu ai pune la fel de mult suflet și în toate celelalte colecții pe de care te ocupi, toate cărțile de la editura Herald de care te ocupi, dar aici probabil că ai simțit ceva aparte și poate și datorită relației de prietenie cu colegele tale și cu Daniela. Și aș vrea să ne vorbești puțin, pentru că îmi pregătisem o altă întrebare pentru tine. Da? Improvizăm, exact. Cam viață. Nu era prea tehnică, dar era legată de șarfă și de comunicare. Dar ajungem și acolo. Aș vrea să ne vorbești puțin despre această superbă colecție, care, iată, a luat naștere și este o colecție nouă, și în care regăsim cărțile lui Jacques Salomé, pe care eu, în urmă cu, îi făceam această mărturisire, Daniela, în urmă cu câțiva ani, mi le-am dorit, pentru că le văzusem în altă parte, la altă editură. Alte cărți decât astea. Da. Și atunci am auzit prima dată de Jacques Salomé și de Lise Bourbon și așa mai departe. Și m-am gândit cum ar fi ca aceste cărți superbe și mai ales Jacques Salomé să-și găsească un bine meritat loc în portofoliul editurii Herald. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi în această seară ca să celebrăm și punctual acest minunat târg. În sfârșit, o gură de aer după niște ani în care nu am putut să ne întâlnim în felul acesta. Vă mulțumesc că sunteți aici în seara aceasta. Aș vrea să le mulțumesc și invitatelor din seara aceasta că sunt alături de noi, pentru că sunt parte nu doar din parcursul meu ca și formare în metoda ESPERE, așa cum a menționat Sorin. Suntem împreună, de fapt, în multe feluri de mulți ani. Legat de apariția acestei colecții, cred că fiecare dintre noi are așa o poveste interesantă de spus. Astăzi, prin buna bucurie și bunătatea Danielei de a șerui o fotografie, ne-am dat seama că are loc o sincronicitate care efectiv pe mine m-a emoționat profund și o să te las pe tine să povestești. Mulțumesc, Andreea! Da, iată, are și Facebook-ul partea lui bună. Și mi-a amintit astăzi Facebook că acum fix 4 ani, pe 2 iunie 2018, eram cu Jacques Salomé fix aici, în acest loc, și lansam altă carte la o editură concurentă și mă gândeam ce emoție și ce bucurie, iată, după fix 4 ani, nu m-aș fi gândit acum 4 ani că voi sta aici și că voi sta cu 4 titluri noi și voi sta împreună cu voi. Așa că, da, este un moment care și pe mine m-a emoționat și mulțumesc că mi-ai dat ocazia să vorbesc despre asta. Ei, acum, dacă tot ne împărțim Oscaruri, ideea este că a pus o întrebare atât de largă încât eu aș putea să vorbesc cu doamnele invitate din această seară până la încheierea zilei de festival, sunt sigură.
Dar o să rezum un lucru. În 2018 auzisem de Jacques Salomé, cred că generația mea a auzit din liceu de Jacques Salomé. Cred că unele fete mai exploratoare așa și înaintașe băieților adolescenți au auzit de mult de Femeia Fântână, una dintre celebrele lui cărți. Și totuși am lăsat numele Jacques Salomé să vină în universul meu în vari feluri, fără să mă duc neapărat țintit acolo. Universul a zis la un moment dat, Andreea Tincea, ne-am cam plictisit să ignor mesajele, trimitem un iubit care a făcut terapie cu un terapeut esperian, o să ajungi și tu să lucrezi cu acest terapeut și mai mult va trebui să te formezi și tu cu acest terapeut în metoda Espere, pentru că în 2022, pe data de 2 iunie, vrem ca la Bookfest 2022, și doi, să lanseze o colecție al cărui editor și coordonator să fii tu. Așa că multe s-au întâmplat în 4 ani de zile, din 2018 până acum. Atunci am avut șansa să-l văd, să-l privesc și să pot să-i spun eu lui Jacques Salomé, mulțumesc pentru tot ceea ce faci. Înainte de a înțelege oricum orice despre metoda Espere, în afară de modul în care se comporta și vorbea și relaționa partenerul meu. Și 4 ani mai târziu am înțeles de ce am simțit această energie din partea lui Jacques Salomé, pentru că oricare dintre cărțile lui, și cred că la Herald se potrivesc extraordinar de bine aceste cărți, transmit o energie atât de subtilă, atât de elegantă, pe care aproape că nu vrei să o numești misticism, nu vrei să o numești mindfulness, nu vrei să o numești psihologie, nu vrei să o numești creștinism, nu vrei să o numești iubire compasională a la Dalai Lama. Și totuși toate aceste elemente sunt acolo în oricare dintre frazele lui Jacques Salomé. Sunt unele cărți pe care atunci când le deschizi, și aceasta nu e o metaforă, simți lucruri, simți prezență, simți că ești centrat la tine. Jacques Salomé este genul acesta de autor și de creator de metodă psihopedagogică. Și dacă nu mă credeți pe cuvânt, că suntem la editura Herald și s-ar putea să fie unele informații un pic mai picante pentru publicul general, vă rog să deschideți una dintre cărțile de la standul nostru astăzi sau să le cumpărați și să verificați pe propria noastră piele că sensibilitatea dumneavoastră va răspunde în rezonanță la ceea ce scrie în aceste cărți. Revenind, ce a însemnat pentru mine această carte, a însemnat exact ce înseamnă și metoda Espere. Și nu știam de ce în mașină, am vrut neapărat să-mi amintesc încă o dată ce înseamnă Espere. Pentru că asta înseamnă, de fapt, pentru mine, venind încoace în mașină. Înseamnă energie specifică pentru o ecologie relațională, esențială. Fiecare cuvânt, aproape că Espere, îl înțelegi după ce parcurgi o etapă bună, stând cu metoda, stând cu Jacques, înțelegând pe alocuri niște lucruri foarte clar, pe altele așteptând să le lași să se reveleze în interiorul tău, pe altele așteptând pur și simplu să îți permiți să practici toată simplitatea tehnicilor și regulilor și invitațiilor pe care Jacques le lansează în cărțile lui și să-ți dai seama după un timp că deși părea atât de simplu și ok, bine, m-am apucat să simbolizez relațiile cu eșarfă și am început să folosesc obiecte pentru propriile emoții reprezentate. Abia după un timp de practicat lucrurile acestea, abia după un timp după ce faci niște scrisori de restituție, după ce începi să scrii un jurnal în care îți permiți să te vezi pe tine de la oarecare distanță față de propriile trăiri subiective, abia după un timp toate aceste lucruri simple încep să capete o stabilitate extraordinară interioară, care rulează ca o formă de organizare mentală, emoțională, corporală și energetică, bineînțeles, pentru că toate sunt una la nivelul acela. Deci pentru mine Jacques Salomé este un val de energie proaspătă care a reverberat, cred, de atunci, din 2018, din privirea în ochii lui și până la a face parte din acest proiect în care eu am fost coordonator de colecție. Alături de mine a fost și colega mea Anca Claudia Bunea, care a lucrat la o parte dintre aceste cărți. Alături de noi au fost și toți redactorii de specialitate care au ales pentru prima oară după foarte mulți ani să facă parte împreună dintr-un grup care să reprezinte mesajul esperian în limba română. Din nou, cu foarte mult respect și poate cu această senzație de comunitate care poartă același mesaj. Și vreau să punctez, toate aceste cărți din colecția noastră nu au mai apărut până acum în limba română și dacă fac chiar o specificație ancorată în realitatea concretă, această carte a apărut ultima oară în limba română acum 10 ani. Adică ceea ce iar celelalte nu au mai apărut până acum absolut niciodată în limba română. Deci este vorba de o colecție cu titluri noi
și este o colecție ancorată pe principalele teme relaționale din metoda Esper. Este vorba, într-adevăr, și de cea mai recentă carte a sa, semnată atât de Jacques Salomé cât și de Valeria Salomé, despre simbolizare, și invitatele mele o să povestească mai pe larg ce este simbolizarea și cum o folosim în metoda Espere. Este vorba de relația cu sine, este vorba de relația cu copilul interior și copilul de lângă noi și, bineînțeles, este vorba de relațiile noastre toate zilele, în care negreșit se vorbește și despre ecologie și despre relația cu planeta, relația cu mediul tău, relația cu comunitatea. Și cumva cred că unul dintre cele mai mari cadouri pe care Jacques le face este să reamintească într-un mod absolut esențial despre faptul că a fi în comunitate înseamnă să înțelegem că efortul nostru al tuturor creează mai binele sau binele pe care fiecare dintre noi vrea să-l trăiască, și anume că suntem responsabili la capătul nostru de relație de ceea ce facem în acest cerc din care aparținem. Și cred că este esențial de asemenea că vorbește despre faptul că a te trezi în fiecare dimineață și a-ți aminti că puteai să nu o faci. Corpul tău a spus da vieții și astăzi. Este un mare dar de care merită să înveți cum să te îngrijești și cum să-l prețuiești. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Andreea Tincea. Tatiana. Daniela, știu că ai venit cu o surpriză. Îți amintesc, ca să exemplificăm și ceea ce spunem prin cuvinte. În metoda lui Jacques Salomé, intrăm în lucruri puțin mai specifice, în metoda lui Jacques Salomé, relația este simbolizată printr-o eșarfă. Ce înseamnă să stau la capătul meu de relație și să mă poziționez din capătul meu de relație în comunicarea cu altă persoană? Cum vrei? Ca să practicăm vizualizarea aia. Vizualizare, da, eșarfă, da. Instrumente și, bineînțeles, dar simbolic. Mulțumesc în primul rând pentru invitația, dar nu mă pot abține nici eu să fac o scurtă introducere înainte de răspuns. Și anume, apropo de cuvântul esențial, mi se pare atât de important să subliniem faptul că metoda Espere, și așa cum a gândit-o el, este un mare cadou pentru oricare dintre noi. Adică este o metodă care nu este adresată specialiștilor din domeniul sănătății mentale, nu profesorilor, nu psihologilor, ci oricărei persoane care este interesată să devină mai bună, să aibă o viață de calitate și mai ales relații mult mai autentice. Și de aceea aceste cărți sunt făcute cu, cred eu, cu atâta drag, cu un design absolut superb, care îi mulțumim colegii noastre, Ela Stoica, cea care s-a ocupat absolut fabulos de aceste cărți și la interior și la exterior. Mulțumim! Felicitări! Pentru că modul în care este construită cartea, cu atât mai mult ajută cititorul să înțeleagă, să pătrundă mult mai ușor mesajul pe care îl transmite cartea. Aproape că am uitat ce a întrebat Sorin. Cum e cu poziționarea și simbolizarea? Înseamnă să mă poziționez în capătul meu de relație. Ceea ce înțeleg eu este că eu răspund doar de capătul meu de relație și să nu mă grăbesc, da? Sau să încerc să anticipez sau să mă gândesc oare ce poate fi în capătul celălalt de relație. Metodei lui Jacques Salomé prezintă exact această centrare în sine. Adică eu sunt competentă, pregătită, sunt capabilă să răspund doar de capătul meu de relație, adică doar de ceea ce se întâmplă aici, de sentimentele mele, de gândurile mele, de semnificația comportamentului meu, iar o proiecție, adică să mă gândesc eu oare ce este în capătul celălalt de relație, s-ar putea să fie o greșeală. S-ar putea să fie pur și simplu în afara realității.
De aceea, metoda este despre a fi, despre relația care devine cu adevărat vitalizantă, da? Vie, plină de, de creștere, da? Și de co-creator, îmi place cum, cum a formulat Jacques, da? Deci noi devenim co-creatorii acestei relații. Ești mulțumit? Mulțumim foarte mult, Tatiana. Mergem mai departe. Adela. Să încercăm tot așa să dăm sau să explicăm, să definim anumite instrumente pe care Jacques Salomé le folosește în metoda Espere și care apar și în, în cărțile pe care le-am prezentat și ieri și le prezentăm și, și astăzi publicului larg. Care sunt verbe relaționale și cum învățăm să le folosim? Și aici aș apela și la calitatea ta de educator, pentru faptul că tu lucrezi cu, cu copiii și cu siguranță i-ai învățat și înveți în continuare importanța acestor verbe relaționale într-o comunicare cât mai autentică și cât mai eficientă. Mulțumesc, Sorin! Bună seara! Aș spune că îi învăț pe copii în același timp în care le învăț eu. Pentru că una e să le învăț teoretic sau auzite de la Daniela și alta este să le experimentez în viața mea și în relație cu copiii pe care îi însoțesc zilnic. Există 4 verbe relaționale: a cere, a da, a primi și a refuza. Sună foarte simplu, sunt 4 verbe și atât, însă în practică pare să fie ceva mai complex de, de aplicat fiecare dintre ele. Să cer înseamnă să mă poziționez eu, să fiu eu, eu sunt cea care cere. Să mă feresc, da? Sigur! Propuneam Adelei să, să și arătăm metoda Espere, pentru că metoda Espere este despre vizualizare și despre simbolizare și despre acte simbolice. Ok? Sunt cele 4 verbe, așa cum foarte bine l-ai amintit. Sunt miezul metodei Espere și Jacques Salomé spune că dacă știm cele 4 verbe, dacă știm să cerem, să dăm, să primim, să refuzăm, viața noastră este salvată în proporție de 60-70%, pentru că asta facem în relații. Cerem, dăm, primim și refuzăm. Atât facem în relații. Ok. Adela, o să te invit. Asta nu-i metoda Espere. Ok, te invit să, să povestim despre cele 4 verbe, vizualizând în egală măsură verbele. Adela n-a știut despre momentul ăsta, dar sunt și convinsă că se va descurca. Avem relația dintre noi. Da. Iar cea care cere sunt eu. Asta este? Simbolizăm cererea printr-un obiect, așa fel încât să mă diferențiez de mine, da? Eu sunt eu, obiectul este cererea mea. Ok, cererea, întotdeauna. Asta este cererea mea, care se îndreaptă spre celălalt capăt, capătul Danielei. Ok. Iar Daniela, la capătul ei de relație, am un răspuns pentru cererea Adelei. Prin urmare, poate să fie un răspuns pozitiv și atunci înseamnă că eu primesc cererea ei și spun, da, ok, mergem diseară la film, sau... Răspunsul meu la cererea ei poate să fie un răspuns negativ și atunci este un răspuns aici, nu este la Adela. Eu nu o resping pe Adela, nu o refuz pe Adela, ci refuz cererea ei. Da? Prin urmare, ea nu se va simți rănită pentru că, pe de-o parte, diferențiază între ea și cererea ei și diferențiază între mine și răspunsul pe care eu îl dau cererii. Da? Toate aceste mecanisme se întâmplă în relație. Nu între oameni, da? Jacques Salomé, de exemplu, nu este adeptul ideii de noi, de cuplu. El spune, nu există noi. Care noi? Exist eu, existi tu și spațiul de întâlnire este această relație, acest loc în care se joacă toate jocurile relaționale, da? Și în care se joacă și foarte multă suferință, da? Pentru că iată cum un simplu refuz al unei cereri poate să lase în celălalt o urmă dureroasă.
Ok, am vorbit despre a cere. Vorbim despre a da? Despre a da. Ok? Ok. Aceasta este oferta mea către tine, propunerea mea către tine și o pun în relația noastră. Ok. Întotdeauna, în momentul când ofer ceva, celălalt are posibilitatea să refuze și avem această regulă cu care absolut i-am zăpăcit una și jumătate. O cerere are 50% șanse să fie refuzată. Bravo, ați trecut testul. Ok, prin urmare, din momentul în care ceea ce am de oferit pleacă în relație, din momentul în care a plecat de la mine ceea ce am de oferit, nu mai sunt responsabil de ceea ce se întâmplă acolo. Celălalt poate să primească, poate să nu primească, poate să o arunce, poate să facă ce vrea cu obiectul, poate să prețuiască foarte tare obiectul și să-l așeze într-un loc foarte drag, dar din momentul în care a plecat din mâna mea ceea ce am de oferit, nu mai mi-aparține. Sau comportamentul, evident, da? Prin urmare, nu pot să spun, de exemplu, dar nu ai purtat rochia pe care eu ți-am dat-o, rochia mea, ce-ai făcut cu rochia mea? Nu mai este rochia ta, din momentul în care i-ai dat-o, este rochia ei, da? Ok. Bun, am vorbit despre a cere, am primit despre a da, avem a primi și a refuza. A primi. Cum primim? Relațional. Mulțumim. Ok. În primul rând, indiferent cum este sau ce reprezintă darul. Uh-huh. Mulțumesc. Okay. Apreciez gândul tău. Și de aici eu decid ce fac mai departe. Însă, singurul lucru pe care nu-l fac este acela de a nu transforma într-un troc primitul. Primesc gestul tău de drag, primesc gândul tău și atât. Fără să încerc să... returnez cel puțin pe măsura cadoului primit, pentru că îl transform într-un troc. Fără să mă simt datoare? Fără să mă simt datoare, cu bucuria de a fi în gândurile și în sufletul celuilalt. Așa este. Jacques Salomé spune că atunci când primești cu adevărat ceea ce celălalt are să-ți ofere, practic tu te umpli cu acel comportament, de exemplu, un compliment. Dacă cineva, din păcate, educația din România are această meteahnă de a confunda poziționarea cu lauda și de a nu primi complimente sau de a nu primi binele în ideea în care trebuie să fiu modest. Dacă, de exemplu, Adela face un compliment, uite ce bluză frumoasă, eu spun, a, nu, e o prostie, e o vechitură, am luat-o la reduceri. Îmi place mult bluza ta. Ok, mulțumesc. Asta nu înseamnă că am primit, ci din contră, vedeți, a venit mesajul ei către mine, ce bluză frumoasă, și am zis, nu, e o vechitură. Ok, deci am respins destul de brutal mesajul Adelei. Jacques propune ca în momentul când primești un compliment sau un comportament, ce are celălalt să te ofere, îl primești, te umpli de el. Și bucuria pe care o ai din această umplere, din această conținere, este satisfacția pe care o primește cel care are de oferit. Asta este metoda ESPERE și asta este energia de care atât de frumos vorbea Andreea și care ne hrănește pe amândoi, pentru că relația, ăsta este scopul până la urmă al relației, să creștem împreună, să creștem frumos către ce este mai înalt în noi, că tot este astăzi înălțarea. Ok. Și mai avem și refuzul, care este cel mai complicat verb, cel mai suferit. Da, ok. Recunosc că e preferatul meu. A, ajuns preferatul tău. Ok. Da, pentru că m-a ajutat foarte mult să clarific puțină parte de teorie acum. M-a ajutat să îmi clarific foarte clar ce anume refuz și de ce mă ajung să mă simt inconfortabil atunci când vine ceva spre mine și e o reacție organică în corpul meu, nu-mi face bine și nu știu ce, pentru că cuvintele alese nu au fost deranjante, însă poate că m-a deranjat tonul pe care mi s-a cerut. Sau poate că mi s-a cerut ceva când de fapt în substrat era vorba de altceva. Uh-huh. Exemplificăm? Sigur. Așa. Eu o să-i fac ei o invitație și Adela o să mă refuze. Adela, iată invitația mea, aș vrea să mergem diseară la concertul Andrei. Îți
mulțumesc mult pentru gând, îți mulțumesc mult că ai venit către mine. În seara aceasta pentru mine nu este un moment bun și vreau să-ți propun să reprogramăm sau să discutăm cu Andreea, să ne întâlnim într-un alt context. Mai un concert pentru noi două. Ok, deci este un mod în care, Jacques, acum iar și ajung la teorie, mulțumesc pentru ceea ce mi se propune. Iar dacă pentru mine relația este importantă sau persoana este importantă, revin cu o propunere care să fie în cordon, în asentimentul amândorora. Și atunci spun ok, din păcate pentru mine este dificil să ajung în seara asta la concertul Andreei, dar pentru că mi-este dragă Andreea și mi-ești dragă și tu, uite, vă spun, poate într-o altă zi să ne vedem și să povestim cum a fost la concert. Da, ok. Sigur că dacă nu vrem să întreținem relația și nu ne place nici persoana, nu facem alte propuneri decât refuzăm. Ce vreau să spun este că cele patru verbe se regăsesc în proporții egale în relație și pentru mine a fost o descoperire extraordinară să înțeleg că este sănătos să refuz 25% din relație. Credeam că sunt datoare, mai ales într-o relație semnificativă, să accept tot, ca nu cumva să-l supăr pe celălalt. Dar iarăși Jacques Salomé spune foarte frumos, atunci când spui celuilalt da, îți spui ție, nu. Și am învățat să-mi spun mie, da, și să pot să spun celuilalt un nu relațional, un nu în care rămânem conectați, un nu care nu înseamnă respingere, ci din contră. Acum nu este un moment potrivit, dar poate să fie un moment potrivit în altă dată. Da. Este un nu, nu acum. Și nici de cum nu e vorba de un nu niciodată. Recunosc că port cu mine acest mesaj. Și mă ajută în viața de zi cu zi, deși pare un mesaj simplu, face minuni. Vi-l recomand cu drag. Ok, putem vorbi foarte mult despre verbe relaționale. Sorry. Voiam eu să mai spun ceva legat de refuz. Da, îți refuz ție. Îmi ești atât de dragă, așa că o să-mi fie foarte ușor. Ca să reluăm mesajul pe care l-ai transmis tu Adelei, cel de refuz. Îți mulțumesc frumos, Daniela. Ok, deci, Tatiana, ai vrea să mergem diseară la concertul Andrei? Asta este invitația pe care eu o transmit în relație. Rămâne la jumătatea relației, pentru că suntem responsabili de 50% din relație. Restul de 50% îi aparține Tatianei. Și eu răspund. Daniela, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Foarte mult îmi doresc să petrec timp cu tine. Ce am făcut aici? Am validat relația. De fapt, îi spun Danielei cât de importantă este ea pentru mine și relația ei cu mine. Apoi, spun, nu pot astăzi, însă, uite, în weekend am timp și aș putea să te invit eu să mergem la un film sau la un alt concert. Ce am făcut aici? Am oferit alternativă. Este atât de important iarăși să oferim alternativă în cadrul unui refuz, pentru că, de fapt, eu iarăși reîntăresc mesajul cât de importantă este această relație pentru mine și transmit și un mesaj de speranță celuilalt. Ori noi, terapeuții formați în diverse orientări, da? Învățăm cât de importantă este speranța pentru starea noastră de bine. Pentru că speranța ne ține departe de anxietate, de depresie, de gânduri negre sau de o dispoziție proastă. Și speranța mă aduce mai aproape de tine. Mai voiam să spun ceva despre vizualizare și că, pentru că eu sunt formată în psihodramă. Vizualizarea, a vizualiza un sentiment, un comportament prin intermediul unui obiect este de mare ajutor pentru că, de fapt, noi vedem în afara noastră o emoție și ne este mult mai ușor, mult mai abordabilă. Ne vine mult mai ușor să o conștientizăm. Asta este frica mea, de exemplu, și atunci, dintr-o dată, eu nu mai identific cu frica mea, pot să o văd, pot să o înțeleg, pot să vorbesc cu ea, pot să mă împrietenesc cu frica mea, pentru că a fi într-o relație bună cu tine înseamnă a-ți permite. Și eu zic, ce bine e! Ok, ca uneori da. Să-mi fie frică. Okay. Adică învățăm să ne onorăm toate emoțiile, chiar dacă ele sunt, da,
gândite așa sau de multe ori ne grăbim să spunem că este o emoție rea. Acest lucru de a vizualiza, da, o emoție, un gând, un comportament prin intermediul unui obiect, noi o mai numim și decentrare perceptivă, adică mă ajută să ies din afara mea și să văd o parte din mine, da, aici, adică eu mă decentrez perceptiv și reușesc să văd această frică și din alte puncte de vedere, îmi este mult mai ușor să o gestionez decât atunci când eu o simt undeva în corpul meu, o simt undeva în creierul meu pentru că am o idee despre frică sau o simt undeva în suflet și zic că e în sufletul meu și nu reușesc să o diferențiez sau să o văd separat de alte emoții sau alte lucruri care se întâmplă în mine. Sorin, îmi pare rău, dar ne-am încins. Aș vrea să, în afară de faptul că vreau să vă lansez o propunere, și anume să povestiți fiecare dintre voi, pe scurt, un mod, un moment, un fel în care fie în cabinet cu clienții voștri, fie cu elevii de la școală, fie în viața voastră personală, după formarea în metoda ESPERE și practicarea metodei ESPERE, ați trăit simbolizarea într-un mod în care pentru voi a făcut click. Și asta inspirată de un moment în care știu că ai împărtășit cu noi, cu tot grupul, ceva care a fost atât de simplu și de bun simț despre cum, de fapt, noi folosim simbolizarea în viața noastră, pentru că simbolizarea este face parte din funcțiile de bază ale funcționării noastre psihoemoționale și pentru că tot ceea ce nu poate fi spus, pentru că mintea noastră nu vrea să se conecteze la emoțiile noastre, pentru că nu vrem să dăm un nume emoțiilor, pentru că nu știm să ne conectăm la propriul corp, pentru că nu ne simt, avem credințe diverse, blocante, se petrece în corpul nostru. Și Jacques Salomé folosește în bună măsură în cărțile lui și în special în cartea despre simbolizare o discuție largă despre somatizare, boală și ce se poate face cu ajutorul simbolizării. Vorbește despre femei care au reușit să rămână însărcinate după foarte mulți ani, după ce au făcut un act simplu de simbolizare, și vă spun sincer, am trăit-o cu o clientă în cabinet, după ce a făcut actul simbolic de a-și lua la revedere față de la o posibilă viață care putea să se nască în corpul ei, care a ales să plece după 3 luni din corpul ei, după ce așa a făcut o scrisoare, da, de eliberare emoțională în care și-a permis să accepte că în acel moment corpul ei, condițiile de viață și chiar acel suflet poate au ales să nu se manifeste în corp, după jumătate de an, de la discuția aceasta, dar ea nu mai fusese însărcinată de 3 ani, a rămas însărcinată, iar acum este o mămică în devenire. Așa ceva, în primul an de practică pentru mine, punând în scenă un instrument de simbolizare, vă spun sincer că a fost egal cu, da, cred în asta acum. În viața mea, un alt exemplu scurt este azi de dimineață ceva amuzant, asta special am inserat-o, ca să vă și amuz, pentru că folosim simbolizarea fără să ne dăm seama. Vorbeam cu iubitul meu astăzi despre o melodie foarte amuzantă în care este vorba de o înșelare, m-ai înșelat, m-ai părăsit, acum vei plăti. Și povestește o întâmplare din viața lui în care un bărbat, după ce a aflat că a fost înșelat de soția sa, în fiecare seară, la masă, n-a pus 2 farfurii, a pus 3. N-a fost nevoie de niciun gest de agresiune, n-a fost nevoie de niciun, eu știu, 1000 de discuții. El și-a trăit propriul sentiment de trădare, nici măcar aruncarea vinei asupra celor, propria lui senzație de trădare, suferința lui a fost marcată în fiecare seară, ok, picătura chinezească, cu 3-a farfurie. Mă rog, rezultanta a fost că femeia a zis după un timp, îmi iau farfuria și am plecat, dar n-a fost nevoie de violență între cei doi, nici verbală, nici fizică. Deci facem asta inconștient, o facem, Doamne ajută, și cineva a pus-o în cuvinte și a explicat-o, iar copiii o fac natural. Deci, Adela, Tatiana, Daniela, voi cum găsiți sau cum ați practicat în viața voastră simbolizarea într-un mod simplu, dar care a deschis cu totul alte și noi posibilități. Da. Andreea, mulțumesc! Fix la mesajul și întâmplarea pe care am împărtășit-o cu voi, mă gândeam și eu, eram la o coadă în așteptarea de a fi preluați în restaurant, era foarte frig, aglomerație, cineva a încercat să ocolească coada și am atras atenția într-un mod cât se poate de politicos, pentru că tuturor ne era frig și foame. Eram alături de partenerul meu,
persoana respectivă s-a dovedit a fi însoțită de un de partener care a devenit foarte agresiv verbal, atât de agresiv că am avut senzația că în două secunde să ne lovească pe amândoi. S-a dezamorsat situația, fiecare a intrat pe calea lui, pe ușa lui, ne-am așezat la masă și eu nu mă puteam liniști. Simțeam un tremur în tot corpul, o tensiune și simțeam cum în stomacul meu era dita mai bolovanul. Nu mă puteam liniști orice aș fi făcut, știam că sunt în siguranță, că s-a încheiat. Știind metoda, am spus ok, n-am nimic la îndemână, nu pot simboliza, am închis ochii, am tras aer în piept și am vizualizat că scot acel bolovan din mine și îl arunc la coșul de gunoi. Era singurul lucru care mi era la îndemână, l-am aruncat în gândul meu la gunoi și am început să mă liniștesc. Și de-abia în acel moment, pentru mine, a făcut click totul în interior, pentru că fără instrumente, fără obiecte, fără nimic la îndemână, fără un cadru terapeutic, am reușit să scot o tensiune din mine, era o emoție, primisem un comportament foarte agresiv, fusese îndreptat spre mine, nu mi-aparținea, așa că am ales să-l scot din mine. Și de-abia în momentul acela corpul meu s-a liniștit. Da, a fost mult mai bine după și am putut depăși momentul fără alte resentimente. Mulțumesc. Mai ușor. Eu o să mai adaug foarte pe scurt. N-am mai vorbit de mult la microfon în public, mă scuzați. Vorba unui prieten, coleg de trupă, am prins microfonul și nu-i mai dau drumul. Sunt artist, parte din viața mea fac muzică și am înțeles abia după ce am parcurs vreo 3 ani de experiență muzicală din 10, ce mi s-a întâmplat în primii 3 ani. Arta este, pe de altă parte, un alt limbaj simbolic. Astrologia, misticismul, arhetipurile, lucru cu visele, lucru cu corpul, toate sunt de fapt limbaje simbolice și se pot face tehnici diferite aplicate esperian în toate aceste dimensiuni. În primii 3 ani de experiență muzicală pe scenă, de fapt, eu am făcut foarte multe restituții, m-am eliberat în toate piesele mele, m-am eliberat de părerile și judecățile cu care venisem din familie, m-am eliberat de niște limitări identitare ca femeie pe care le primisem inconștient, dar și conștient, de acasă, din mediu și așa mai departe. M-am definit pe mine cu fiecare piesă pe care am făcut-o și mi-am dat seama după 3 ani că s-a încheiat o perioadă de catalizare și după aceea am început să fac piese despre cu totul alt univers, despre armonie, despre ordine, despre ce înseamnă vitalitate și ce înseamnă energie, pentru că făcusem vreo 3 ani de zile așa spălare în public cu fiecare dintre piesele mele. Așa că arta este un alt limbaj de simbolizare și chiar dacă nu știm, cineva în lumea asta s-a inspirat probabil, pentru că Jacques Salomé este și ericksonian, Jacques Salomé știe ce înseamnă inclusiv psihanaliză, Jacques Salomé a lucrat și neoficial spus, dar noi o spunem astăzi pentru că știm și cu bioenergie. Este un personaj care a înțeles în multe feluri și pe multe paliere ce înseamnă de fapt experiența fizică, emoțională, mentală și energetică și o parte dintre lucrurile pe care le veți găsi în cărți probabil că se numesc în alte tehnici de meditație budistă, meditație mindfulness, poate că în Reiki se numește, eu știu, centrare energetică sau curățare energetică, poate că în alte tehnici de psihologie pură se numesc restituție, înapoiere, se numește somatizare pusă în act și așa mai departe. Le vom găsi peste tot. Ce mă bucur este că există Jacques Salomé, care le-a făcut atât de simple și sistemic puse într-o armonie funcțională, încât oricare dintre noi, fără să fie nevoie să citească 15.000 de volume de cărți de psihologie, poate să-și facă un bine, începând de acum, de când a deschis cartea, și pune în practică niște lucruri foarte simple, cum ar fi să spui da, primesc, să spui nu, nu e pentru mine asta, nu înseamnă că te refuz pe tine, pur și simplu nu e pentru mine asta, sau așa mai departe, da, verbele relaționale. Aș completa cu partea ta emoțională, pentru că partea ta artistică, pentru că dau din casă acum. Jacques Salomé a făcut sculptură 3 ani de zile înainte să... Exact, da, și a fost un demers în care de fapt se reconecta la tatăl său, pentru că el nu și-a cunoscut tatăl până la 50 de ani și abia la 50 de ani a descoperit că tatăl lui lucra în lemn și a înțeles că atunci, la 21 pic de ani, când el era într-o poveste a lemnului, de fapt era glasul tatălui pe care îl auzea într-un mod simbolic. Deci, da,
actul simbolic are această forță vindecătoare extraordinară și mă bucur că Jacques a adus acest instrument la nivel cotidian, îl poate practica oricine, îl poate face oricine și da, este deschisă formarea tuturor celor care doresc să știe despre asta. Tatiana, eu am o preferință la tine, să știi. Renunțarea la mama perfectă? La asta m-am gândit, Tatiana, să știi. Perfect. Da. De altfel, este o problematică pe care o întâlnesc foarte des și în cabinet, în lucrul cu clienții mei, și anume cum gestionăm relația noastră cu idealul. Avem filmele foarte multe, foarte romantice, ne educă într-un anume fel cum să vedem noi dragostea și întâlnirea cu partenerul. Alte filme ne educă cum este sexul și cum trebuie să arate și că de fapt în realitate se întâmplă altceva, ok, cum gestionăm și această parte a vieții noastre. De asemenea, cu aproape toate mamele care au ajuns în cabinet, am ajuns să abordăm ceea ce se numește mama ideală, adică o parte din mine care începe să crească din momentul în care eu mă imaginez și că aș vrea să am un copil la un moment dat. În acel moment, în sufletul meu, povestesc acum din experiență personală, din acel moment, fără să îmi fi dorit, a crescut acea imagine despre cum arată o mamă ideală, cum aș fi eu, da? Acea mamă ideală. Astfel încât, cu mult înainte să rămân însărcinată în toată perioada sarcinii și după ce copilul meu, fiul meu era în fața mea, mi-am dat seama că nu reușeam să mă conectez cu el la modul autentic și profund, că puneam foarte multă presiune pe mine, da? Și nu, din această cauză nu reușeam să fiu prezentă cu adevărat cu el. De ce? Pentru că undeva în spatele meu era o mamă care mereu arăta bine, mereu era veselă, nu avea probleme cu somnul, era mereu da, conștientă și știa dinainte ce îi se întâmplă copilului ei și așa mai departe. Și am spus, ok, asta e o problemă, mama ideală. Am scris 86 de caracteristici ale mamei ideale. Am stat frumos cu mine și am descris-o. Am scris toate aceste caracteristici pe un poster mare, pe care apoi l-am înfrumusețat cu pietre colorate și cu am făcut un mozaic extraordinar de frumos, așa cum era mama ideală. Mi-am luat rămas bun de la ea și am spus că m-a ajutat în foarte multe momente din viața mea, însă aleg în mod conștient să trăiesc cu adevărat cu copilul meu, să mă conectez profund cu el, decât prin intermediul ei. Mi-am luat rămas bun de la ea, i-am mulțumit și am distrus acel mozaic. Cred că mai bine de 3 zile am simțit un anume tremor interior, adică erau niște reacții în corp somatice. Și de obicei un demers profund și care vindecă se poate manifesta și în corp, de aceea să nu intrăm în panică, pentru că este expresia unei rezolvări, cum spunem noi. Și vreau să spun că după acele 3 zile și ceva, eu am avut impresia la un moment dat că pentru prima dată îmi aud copilul râzând. Nu m-am așteptat să mă emoționez atât de mult. Și iată emoția mea. Noi e metoda ESPR recomandăm că atunci când o emoție se naște în corp, o primesc și acord timp și o ascult și intru în rezonanță cu ea, pentru că este cadoul pe care mi-l ofer eu mie. Așa că am luat cuvântul ca să-i ofer Tatianei spațiu de a fi în emoția ei, de a-i mulțumi că am împărtășit acest moment, pentru că a fost un moment dificil pentru ea, dar a câștigat în consistență relațională cu copilul ei, în conectare relațională cu copilul ei
Și demersul de renunțare la părintele ideal nu este valabil doar pentru mame, este valabil și pentru tătici și pentru bunici. Și pentru profesie am făcut și eu un demers asemănător renunțând la psihologul ideal. am să merg un pic mai... Te-ai liniștit? Cum este emoția ta, Tatiana? Sunt okay. Bine. Deci aveam impresia că după acest demers l-am auzit pentru prima dată pe Ștefan râzând și parcă am auzit-o cu totul altă, nu știu, vibrație, un alt sunet. De ce? Pentru că cred eu, s-a deschis un canal mult mai puternic și mult mai larg, da, expansionat a relației dintre noi și foarte pe scurt despre relația cu terapeutul ideal. Pe acesta l-am simbolizat printr-un obiect pe care l-am undeva acolo printre multele cărți și în momentul în care acel terapeut ideal pune presiune pe mine, da, și încep să pun presiune și poate și asupra clientului că trebuie să fie bine, că trebuie să ne mișcăm mult mai repede, trebuie să înregistrăm un rezultat și așa mai departe, iau acel obiect și spun, e ok, înțeleg, despre tine este vorba, da? Tu ești acum aici, da? Însă ceea ce vreau să trăiesc, da? Sau să ofer clientului meu, este un ritm propriu, o cale de descoperire și un proces pe care tu, adică tu, clientule, îl controlezi. Super! Bravo, Tatiana! N-am să mai povestesc, că deja cred că ne-am lungit foarte tare. Sunt foarte multe exemple de somatizare. Am peste 10 ani de când practic metoda ESPR, deci cred că cele mai spectaculoase și cele mai miraculoase efecte sunt într-adevăr pe somatizări și pe boli. Așa am văzut oameni care, da, au și transgenerațional, s-au vindecat de diagnostice severe. Am văzut efectiv miracole și coincidențe care la început mă speriau, după care au devenit o practică obișnuită și deja mi-a anunț clienții, aveți grijă, în zilele următoare o să se întâmple lucruri. Așa că, da, cine practică metoda ESPR va intra într-o lume de miracol și o lume frumoasă. Nu-ți mai dau microfonul. Foarte pe scurt, dar pentru cei care se uită de acasă la noi și fac poate pentru prima oară cunoștință cu metoda ESPR, este important de știut că atunci când lucrezi simbolic, cu o parte din tine, cu o voce, cu o structură interioară, care vrea să vină să-și spună mesajul și înveți în practica metodei ESPR, cum să faci asta cu tine? Pentru că avem senzația că știm cum să ne ascultăm, că știm cam cum să refuzăm, că știm cam cum să cerem. A, dar noi ne descurcăm, ne-am născut, deci știm cum să comunicăm. Și de asta, poate că ar fi bine să citim măcar o dată unele dintre cărțile lui, ca să ne dăm seama cam cât de mult nu știm să comunicăm. Voiam doar să punctez despre somatizări și simbolizare, că uneori o îngrășare, uneori, și asta o spun pentru că am slăbit câteva kilograme și sunt foarte fericită, după ce am descoperit o mamă salvatoare care a făcut niște treburi foarte intense în ultima perioadă cu mine, bineînțeles inconștientă, dar și după ce mi-am dat seama că o singură somatizare, care poate să fie o durere, poate să fie o formă fizică, poate să fie o cădere de păr, s-ar putea să nu aibă o singură cauză și să nu aibă o singură poveste care s-a înscris acolo și în cluster să formeze o chestiune care se așează în corp într-un anume fel. Prin urmare, s-ar putea să fie nevoie să lucrezi mai multe coborâri interioare în legătură cu corpul tău și cu acea durere sau cu acea somatizare și să descoperi mai multe povești care s-au cimentat într-o formă împreună, au zis, ok, hai și tu toate problemele acum, în 2018 explodăm, o facem pe Andreea bine. Ceea ce s-a întâmplat și mă bucur infinit că acum am înțelegere față de această experiență, nu mai e nevoie să fie care atât de intensă și gravă, dar e adevărat. Se lucrează cu răbdare, cu coborâre interioară, cu conectare cu sine și, în definitiv, spere, cam asta e, nu? Ne învață și cu să multă tandrețe. Reîntoarcem la noi și la tandrețe. Ne pare rău, Sorin. Gata, s-a depășit spațiul emisiunii. Iar întrebările mele s-au dus. Dragilor, poți să simbolizezi emoția despre, da, cum te-ai simțit sau dacă vrei să restitui, eu știu, întrebări sau să ții doliu pentru întrebările care nu au fost puse în această sesiune, suntem aici.
Mulțumesc foarte mult. Le mulțumim invitatelor noastre de astăzi, Daniela Dumitrescu, Andreea Tincea, Adela Munteanu, Tatiana Morari. Și reamintim cărțile pe care le-am lansat astăzi în cadrul evenimentului Cum folosim simbolizarea pentru a construi relații autentice. Este vorba despre simbolizarea și actele simbolice, o cale și un instrument de comunicare, dezvoltare și reconstrucție a sinelui de Jacques Salomé și Valeria Salomé, cartea la care Daniela Dumitrescu a fost redactor de specialitate, și Fii tu însuți când vorbești, manual esențial de gramatică relațională de Jacques Salomé. Cu acestea vă mulțumesc foarte mult că ați fost și la acest eveniment alături de noi și de editura Herald. Vă invităm mâine la un nou periplu, la o nouă serie de evenimente la standul editurii Herald. Să aveți o seară minunată. Îmi venea să zic să citiți și să fiți iubiți. Merge, merge. O seară frumoasă.